Dragi prieteni, astăzi vom învăța cum se lovește corect o lovitură de stânga sau geabul, așa cum este folosit în boxul profesionist sau în boxul din America. Bun, vreau să văd o lovitură de stânga. Da, stăm în gardă prima oară, da? Barbia în piept și vreau să întindem perfect lovitura de stânga. Bun, perfect. Brațul să fie perfect întins, da? Un pic cocoșat, da? Se vede, e perfect întins, umărul stâng protejează bărbia, piciorul este un pic în tensiune, da? Brațul drept rămâne la blocaj. Acum vedem dacă stă bine, da? Înseamnă că stă bine, nu cade, are și un echilibru foarte bun. Lovitura de stânga este folosită în general în dezvoltarea unui atac, în păstrarea distanței față de adversar și, bineînțeles, e și o lovitură decisivă dacă este folosită corespunzător și cu destulă explozie. Este brațul slab, dar de altfel este foarte, foarte periculoasă. Și încă o dată, o directă de stânga. Perfect. Revenim. Iar. Și continuăm. Revenim în gardă. Bun. Perfect. Un pic cocoșat. Bun. Iar. Bun. Deci asta este lovitura care ține adversarul la distanță. Și dezvoltă un atac mai complet sau... Bun. Revin. O pas înapoi. Bun. Cu brațul stâng folosește și își păstrează distanța tot timpul. Da? Ataci cu stânga. Perfect. Bun. Încă o dată. Stânga. Bun. Odată ce înlovește, rămâi acolo. Odată ce înlovește cu stânga, este foarte bine protejat, da? De umăr. Aici are brațul drept. Cam asta a fost.